După cum bine știm, la atletism se poate exista o coaliție, da? A unor competitoare care joacă toate ca să scoată pe cineva mai pe centru, mai către tușă, să n-aibă șansă. Ca la ciclism, da? Da, aici poți să blochezi pe cineva. La not, nu prea. Nu. Aici ești tu pe culoarul tău, poți să încerci să faci niște valuri, dar acum tehnologia a ajuns la un anumit nivel în care inclusiv acele culoare, acele bile pe care le vedem frumos la televizor dintre culoarele pe care înoată sportivii, opresc peste 90% din valul pe care îl lasă în urmă un sportiv. N-aș pleca de aici. Cum e cu culoarele astea? Că erau culoarele 4-5 care erau favoritele. Da. Hai să povestim un pic, lumea nu știe. Și poate trebuie să fim foarte atenți la olimpiadă și ca să înțelegem mai bine competiția, e bine să fim pregătiți. Da, într-adevăr există calificări acolo unde sportivii sunt înregistrați cu timpii din ultimul an. Acum totul este automatizat, înainte dădeau antrenorii timpii respectivi și cei de la Federația Internațională sau Comitetul Internațional Olimpic verificau timpii, dacă să vadă dacă într-adevăr în rezultate erau înregistrați acești timpi. Avem la capete acele plăci cu senzori. Acum, inclusiv block startul, când pleacă sportivii, este cu senzor. Tocmai pentru că dacă te miști înainte de start, ești descalificat de calculator, nu mai ești descalificat la ochi de arbitri. Acum totul este clar, există și camere sub apă, există și camere deasupra, deci totul se vede, este la vedere și totul este electronic. Din perspectiva asta, apropo de camerele și de multitudinea lor și de unghiurile din care se filmează, a devenit și mult mai spectaculos pentru transmisiile de televiziune în notul. Da, așa este. Acum există și ștafete mixte cu fete și cu băieți care au fost extraordinar de bine văzute și bine primite. Și da, totul trebuie să fie din ce în ce mai spectacol. Atractiv. Exact. Acum avem și lumini, avem și spectacol, avem și tot felul de festivități diferite, avem și mascote la competiții, deci totul trebuie să fie foarte plăcut în primul rând vizual și într-adevăr, notul este cel mai urmărit pe TV de la, cred că, ultimile 4 ediții ale Jocurilor Olimpice.